Dragi telespectatori, vă salut! Kilogramele în plus sunt o problemă pentru multe persoane în societatea modernă. Auzim mai la tot pasul despre diete și cure de slăbit, tot felul de rețete minune care te fac să scapi de greutate în timp record. Puțini însă conștientizează faptul că, în multe cazuri, kilogramele în plus sunt semn a unor probleme de sănătate care nu neapărat sunt legate de alimentația în exces. Mergem acum în cabinetul medicului endocrinolog-nutriționist Diana Antohi-Munteanu pentru să aflăm care sunt maladiile asociate cu kilograme în plus și de ce trebuie să mergem la endocrinolog înainte de a începe o cură de slăbire. Obezitatea este o tulburare cronică de nutriție caracterizată prin creșterea greutății corporale pe seama țesutului adipos și este asociat și cu dereglarea verigilor evidente ale metabolismului glucidic și lipidic și cu o serie de comorbidități, cum ar fi insulinorezistența, diabetul zaharat, patologie cardiovasculară, steatoza hepatică. Iată de ce atunci când ne dorim să corectăm greutatea, când apare întrebarea surplusului în greutate, ar fi de dorit să excludem careva devieri, cum ar fi inițial alterarea toleranței la glucoză, cum ar fi o dislipidemie. Neapărat este necesară cercetarea funcției ficatului și a excluderea patologiei cardiovasculare, cum ar fi hipertensiune arterială. Pacienții care s-au adresat și participă la moment în programul de corecție a greutății, 60% prezintă diabet zaharat și o alterare a toleranței la glucoză. Ulterior, evaluăm statutul hormonal, în special nivelul hormonilor tiroideni, cum ar fi TSH, FT4. De ce? Obezitatea influențează și statutul hormonal, astfel, cunoscând o deviere, în prealabil putem, prin corecția acestui statut, să influențăm și metabolismul. Dacă să spunem că obezitatea a apărut ca rezultatul unei patologii endocrine, aici ar trebui să numim hipotiroidia, ar trebui să numim sindromul Cushing, adică o secreție exagerată a cortizolului de suprarenale, ar trebui la fel să numim un hiperinsulinism sau o insulinorezistență, la fel inițial prezentată doar ca o dereglare de metabolism, care ulterior poate să se dezvolte în obezitate și într-un diabet zaharat tip 2. Dragilor, aceasta a fost porția de sănătate de astăzi. Consultați un medic specialist ori de câte ori vreți să faceți niște schimbări drastice în alimentația dumneavoastră. Organismul vostru este unic și are nevoie de un tratament special doar pentru el. Sănătate și numai bine vă doresc! O zi bună!